Încă de la primele ore, sibienii s-au așezat la coadă pentru a-și schimba permisul de conducere. De la începutul anului 2013 și până la data de astăzi, au fost procesate un număr de aproximativ 7400 cereri pentru eliberarea permiselor de conducere, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când am eliberat aproximativ 690 de permise de conducere. Mai e valabil încă? Da, dar să nu mai stăm la coz și să dăm bani în plus pentru noua lege. Pune lumea pe drumuri și ia banii când și așa suntem destul de săraci. Mai am 2 ani și vreau să-l schimb, după urmă vin alte probleme cu vizita medicală. Va veni testul psihologic, probabil vor veni analize, fel de fel, noi îmbătrânim și cine știe ce se mai întâmplă în viață. Alții nici nu știu când le expiră permisul. Când a trebuit să vă expiră permisul? Da, nu mai știu exact. În 2018, da, am înțeles că s-a făcut o regulă nouă și o să se schimbe pentru, practic, nu știu, Uniunea Europeană, ceva de genul, habar n-am. Noua legislație aduce și o serie de modificări în ceea ce privește permisul de conducere. Candidații care au susținut examenul teoretic, indiferent pentru ce categorie, și au fost declarați admiși, vor susține în continuare proba practică pe legislația veche. Dacă o persoană vine după data de 19, respectiv data de 21, să-și preschimbe permisul de conducere pe motiv schimbare nume, presupune că s-a căsătorit și are permisul valabil până în 2018, o să-i eliberăm permis de conducere tot până în 2018 cu valabilitate administrativă, fără efectuarea examenului medical.